Oamenii din Curtișoara muncesc din greu, dar știu să-și petreacă. Duminică ei se vor strânge cu mic cu mare să celebreze cea mai mare sărbătoare a comunei organizată de primărie. Rog să vie toți cetățenii comunei Curtișoara la sărbătoarea comune, că este păcat să uite de muncă, să lase totul deoparte și să vie, pentru că avem artiști renumiți, precum Gelu Voicu, Emilia Ghinescu, fata noastră din comună, Emilia Dorobanțu, Doina Oltului, cu artiști renumiți care sunt angajați la Doina Oltului, precum Ilan Alăceanu, Basilica Dinu, Neta Soare, Maria Ghinea, Gabriel Zăvoianu. Evenimentul va fi marcat încă de la primele ore ale dimineții. Petrecerea începe dimineața de la ora 9 cu concurs de cai, la ora 11 meci de fotbal Oltul Curtișoara și cu Viitorul Grădinile. Apoi continuăm cu spectacolul Grădina de Vară, cu ansamblul Flori de Măr, Gal Ghimpețenii, premierea celor care au plinit vârsta de 50 de ani de căsătorie. Seara se încheie cu foc de artificii. Spectacolul va avea loc în Grădina de Vară cu nuci, de lângă Căminul Cultural.